am întrebat de ce nu avem toți trei și a zis, păi nu vreau să știi tu ce vorbesc cu tine. Bă, atenție, vă spun care este definiția grupului, că poate nu v-ați gândit niciodată. Într-un grup de WhatsApp sunt 20 de oameni, da? Unul e doctor și operează la ora asta, da? Altul e fotbalist și are antrenamente. Unul este șofer de tir și conduce, unul o fute pe una pe la spate, altul e bucătar, unul e ospătar și e unul care nu face nimic în momentul ăla. Și scrie pe grup, voi ce plouă. Atât. În momentul ăla, mănâncă toți. Mă, și ăla de fute. Se uite, se oprește. Și scrie și el, da, da, joi se face frumos. Și începe o conversație de moare la suboperație, să moară ăsta, că doctorul e ce zic, a zis, busu, că pula mea a murit. Bă, deci ăsta e grupul de WhatsApp. Și la final, nimic. Deci vă jur, e penibil. Nevastă mai are 70 și ceva. Bă, trebuie să vă zic, nu mai citesc noaptea, că citeam cărți. Nu, noaptea iau telefonul și intru pe grup. Băi, râd. Jur, pe cuvântul meu. Deci nu se poate. 70 de grupuri, mă! Deci are un grup cu fetele care au prins buchet. Pe cuvântul meu, mă, de sunt unele care asta au făcut. Să vezi discuții. Ce era? Garofiță sau trandafir? Trandafir, zice una. De care? Discuții, mă, ce pula mea. Eliade cu Cioran, minciună. Și trebuie să vedeți că teoria merge mai departe. V-am adus un grup, copy-paste, un grup de părinți de la telefon, pe telefonul nevastă-mea. Fiul meu a fost în vara trecută plecat într-o tabără, da? El plecat într-o tabără, la munte, mămicile copiilor plecați în tabără au făcut un grup de WhatsApp ca să știe ele ce fac copiilor în tabără, ele nemergând în tabără. Da? Deci ele n-au mers în tabără, ele sunt pe grup. Pe grup niciun copil. Fiți atenți discuția aici. Salvată cum e, deci e copy-paste, nici am făcut cazul de spart. Grup părinții WhatsApp, tabără tichet. Mama 1 începe conversația. Copilașii au ajuns cu bine la cazare, acum erau la masă. Am vorbit cu Miss și a zis Miss că joi se întorc la ora 16. Mama 2. Au ajuns bine? Mama 3. La ce oră se întorc joi? Mama 1. 16. 4 după amiază. Mama 3. Da, mulțumesc, nu era nevoie de ironie. Sad face. Tată rătăcit în grup. Zice nevastă-mea că ar trebui să-i luăm un cadou pentru întoarcere lui Miss. Mama 1. De acord. Mama 4. Scuze, acum am citit, sunt în ședință, revin, dar sunt da la tot. Mama 5, bună, sunt mama lui Dănuț. Mama 1, bună. Mama 3, bună. Mama 2, când vin copiii? Asta, cu ceva droguri, doiul e... Mama 3, 16. Mama 1, bună. Mama 5, late. Mama 1, în fine, mama 3. La venire așteptăm parcarea la Ikea ora 16, așa scrie în mail. Mama 1, corect. Mama 3, nu e corect. KFC. Mama 7, asta n-a scris nimic până acum. Decât KFC, mai bine Mac. Tată rătăcit în grup, smiley face. Mama 4, hei, bună, scuze, 10 minute termin ședința și vin și aici. Mama 6, bună tuturor. Mama 1, bună. Mama 2, bună. Mama 3, bună. Mama 5, bună. Mama 8, hei, salut. Mama 1, salut. Mama 2, salut. Mama 3, înțeleg că totul e perfect și joi la 4 ne vedem în parcarea Ikea. Mama 1, greșit. Mama 5, ce? Mama 9, e corect peste tot și bună. Mama 1, bună. Mama 2, bună. Tatăl rătăcit în grup. Soția zice de o geantă de piele de la Zara. Mama 1, depinde. Mama 6, ziua cuiva, vorbim de cadouri. Mama 3, 16. Mama 4, 16 ani, atâta face? Tatăl rătăcit în grup sau un colier. Mama 4, cum? Mama 1, pe grup. Tatăl rătăcit în grup. Hei, sunt eu, Diana, mama Mirunei.
Eu ziceam de un cadou pentru mii și văzusem o geantă frumii la Zara, mama 1. Eu am înțeles din prima, mama 2 și eu, mama 3 smeli, pe aici, mama 4, deget în sus. Mama 5, la ce oră ajung copiii? Mama 1, vorbiți cu mama 2. De fumat, am de bara aia, nu știu. Tata rătăcit în grup. Eu zic să-i luăm un lumis, o sticlă de vodcă, că asta e din Moldova și acolo se cam bea. Mama 9, ce vreți să spuneți? Eu sunt din Fălticeni. Tata rătăcit în grup. Știu exact ce vorbesc, sunt din Suceava. Ar trebui să luăm o sticlă de peluga, că asta beau până se pișe pe ele. Și grupul se termină cu Miss Left the Group. Păi, vă mulțumim, zi frumoasă aveți. Mai poftiți la spectacolul noastră. M-am bucat, Constanța, numai bine.